Bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru mulți dintre noi, cea mai mare teamă e teama de sine însuși. În Turcia a fost văzut un mimic în timp ce explora o casă părăsită, despre care legendele spun că ascunde un secret sinistru. O ființă care poate copia pe oricine. Unul dintre investigatori a rămas fără cuvinte când s-a văzut pe el însuși la fereastră. Teama și confuzia se citesc pe chipul lui. El pur și simplu a încremenit și a rămas fără cuvinte, uitându-se mirat și speriat în același timp la dublura sa. O dublură malefică care ascunde ceva sinistru în privire. Omul s-a jurat că întâmplarea e complet reală și că l-a marcat foarte mult acest episod. Dacă ei să analizăm situația, nu cred că cineva care s-ar vedea pe el însuși pe un geam dintr-o casă bântuită nu ar rămâne cu remușcări. Que foi, homem? Meu Deus, cara, é verdade, cara. Manda ele lá, cara. Meu Deus do céu, cara. Foi fugir do Jefinho lá, já também quer ver, cara. Meu Deus do céu, cara! Fica tranquilo, meu filho! Olha lá, cara, você não está pisando, velho! Hiroshi, um băiat din Japonia de 12 ani, a trecut pentru un moment cel puțin bizar. A văzut o entitate umanoidă înaltă și imediat după ce a țipat, mama s-a intrat peste el în cameră. Băiatul a spus că în momentul când a văzut creatura, era complet înghețat de frică. Mulți spun că e vorba de Slenderman, alții că e doar un fals. Oare să fie doar un fals sau pur și simplu am avut de-a face cu un caz înfiorător de fantome? Am încercat să aflu mai multe detalii despre videoclip, însă nu sunt foarte multe informații, având în vedere că autorul clipului și-a șters contul. Cu toți știm că întotdeauna casele vechi au un farmec aparte, iar cele mai multe cazuri au un farmec aparte datorită vârstei. Multe lucruri se întâmplă de-a lungul timpului în casele vechi. Având în vedere că această casă e construită în 1963, deci mai exact acum 61 de ani. Asta a fost și experiența doamnei. Ea fiind agent imobiliar, a încercat să facă o prezentare pentru un client. În cazul de față, clientul a dorit să vadă interiorul seara cu luminile aprinse. Pe când filma, a surprins multe lucruri înfiorătoare. Ce e într-adevăr ciudat, la început agenta imobiliară nu s-a panicat deloc și și-a păstrat calmul, până când entitatea a devenit mult mai vizibil deranjată de calmul ei. Filmarea are un detaliu foarte interesant. Unul dintre tablouri s-a schimbat preț de câteva secunde și chipul persoanei surprins în tablou s-a înnegrit. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow,
It's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Open this door. Open this door like you did the other one. Come on, just move a glass or something. Go ahead, do it again. I'm not scared. Primul și ultimul clip din acest episod au ceva în comun, ceva înfiorător. Mai exact, ambele sunt legate de mimi, sau mai bine cunoscut publicului larg sub denumirea de Skinwalker. Un bărbat a găsit ceva terifiant când se uita peste înregistrările camerei. A văzut o ființă umanoidă care se uita fix în cameră și încerca să imite vocea. Bărbatul a recunoscut că are un lucru care îl ajută foarte mult să se liniștească, și anume să cânte prin pădure. Cel mai probabil Skinwalker a încercat să imite. Sunt cunoscuți în special că își urmăresc foarte mult timp persoana să o imite la perfecție. Dar chiar dacă se apropie cu vocea în continuare, îi lipsea ceva anume. Ceva care nu o să aibă niciodată, și anume umanitatea.